O bancnotă veche îți poate aduce o viață plină de lux. Aceasta se vinde pe OLX cu o sumă foarte frumoasă, iar cei care colecționează bani și vor să își schimbe cursul vieții ar putea face o schimbare chiar acum. Obiectele de odinioară, pline de amintiri, au o însemnătate aparte pentru mulți oameni, iar cei care sunt pasionați de colecții diverse se pot bucura de sume uriașe în schimbul acestora. Sunt mulți oameni care pun preț pe amintirea din spatele obiectelor care acum nu mai sunt în prim plan. Acest lucru este valabil în special pentru piese vintage sau bancnote monede. Cei care sunt pasionați de colecționarea bancnotelor vechi se pot bucura de sume colosale în schimbul lor. Mai exact, acum este la mare căutare bancnota de 100 lei cu chipul lui Nicolae Bălcescu. Ea a ajuns să valoreze chiar o mică avere, suma cu care este scoasă la vânzare i-a uimit pe mulți care au văzut anunțul. Bancnota se găsește pe site-ul OLX cu suma de 5.000 de lei, iar cei care poate o mai au în casă o pot scoate la vânzare și chiar pot plusa în această direcție. Bancnota în cauză este de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu și a intrat pe piață încă din anul 1952. Chipul lui Nicolae Bălcescu a apărut pe hârtie cu 2 ani mai devreme, dar atunci avea suma de 1.000 de lei, urmând ca în vremea comuniștilor să se taie câteva zerouri. De asemenea, un alt anunț de pe site-ul menționat indică faptul că bancnotele de 5.000 de lei cu chipul lui Avram Iancu sunt scoase la vânzare la prețul de 750 de lei. O hârtie de 500.000 de lei se găsește tot aici la prețul de 100-150 de lei.